Elevii din Slatina își păstrează interesul pentru concursul de cultură generală Disney Cup, organizat de autoritățile slătinene pentru al 11-lea an consecutiv. Peste 1000 dintre ei au încercat astăzi să demonstreze că stau bine la cultură generală. A fost așa și așa din materia școlară și a fost un concurs frumos. Anul trecut am fost mai aproape de Paris, anul ăsta, din nefericire, nu prea am reușit să fac foarte mult. Subiectele interesante au fost într-adevăr o provocare. Am avut din fiecare materie, atât istorie, matematică, română, engleză, geografie. Față de anul trecut? Sunt în clasa 7 și subiectele de anul trecut nu le-am făcut, dar cred că au fost destul de interesante și cred că m-am descurcat destul de bine. La acest concurs, devenit tradițional pentru elevii de gimnaziu din Slatina, au participat la această ediție peste 1000 de concurenți. Ei au avut la dispoziție 20 de minute pentru a răspunde la 40 de întrebări de cultură generală. La ediția de anul acesta participă 78 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a, dintr-un total de 238 de elevi, câți avem înscriși la cele trei tipuri de clase, a 5-a, a 6-a și a 7-a. A fost în regulă, copiii sunt entuziasmați și competiția este destul de strânsă, în sensul că sunt copii cu un bagaj de cunoștință destul de complex. Câștigătorii excursiei vor fi desemnați cei care au obținut cel mai bun punctaj de la fiecare an de studiu și de la fiecare școală. În caz de balotaj, regulamentul prevede organizarea unei noi etape pentru departajare. Cei care s-au mai numărat printre câștigători vor fi recompensați cu bani. La Disneyland urmând să plece elevul clasat pe locul 2. Este vorba de un număr de 36 de elevi de la nivelul tuturor celor 12 unități școlare din municipiu, care și-au exprimat dorința de a participa la ediția din acest an a concursului Disney. În acest sens vreau să precizez faptul că excursia care va avea loc, cum spuneam, în toamnă, respectiv în prima jumătate a lunii septembrie, este vorba de o excursie de 4 zile, cu toate costurile ocazionate de organizarea acestei excursii, urmând a fi suportate de Primăria Slatina. Municipalitatea Slătinana a prevăzut în bugetul pe acest an, pentru desfășurarea acestei competiții și recompensarea câștigătorilor, suma de 220.000 de lei.